Coaliția de guvernare a decis luni seară plafonarea de la 1 februarie a prețului la gaz și energie electrică și creșterea limitei de consum. Totodată, facturile greșite vor fi stornate și corectate, a anunțat premierul Nicolae Ciucă. Plafonarea va fi făcută prin ordonanță de urgență și va produce efecte de la 1 februarie până la 31 martie, urmând ca impactul bugetar să fie de 3 miliarde de lei. Acesta a spus că în privința energiei electrice, liderii coaliției au căzut de acord asupra prețului de 0,8 lei pe kilowatt, cu o creștere a consumului de la 300 la 500 de kilowatt-oră. De la 1 februarie se vor plafona prețurile la energie și la gaze. Ce părere aveți? Bună! Am văzut și TVA-ul că se scade și... E lucru bun, tot în favoarea noastră să fie. Să considerați că vă va ajuta, îi va ajuta pe cetățenii în acest lucru. Cu siguranță. Este foarte bine. Oricum, pentru pensionare este foarte greu. Părerea mea, pentru pensionare trebuie să țină cont că și noi am muncit mulți ani, 42-45, trebuie să țină cont și de noi, cei care suntem pe linia așa mai... Am reușit să ajungem la un acord, astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per kilowatt-oră. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 la 500 de kilowatt-oră, pentru care se calculează acest preț. Practic, reiese o compensare de 0,291 de lei per kilowatt, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 de bani pe kilowatt-oră. Momentan nu m-am documentat, că am văzut tot felul de ce vă zicești, nu m-am documentat și nu știu ce vor să facă. La gaz, plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 de lei pe kilowattoră, iar limita de consum pentru 5 luni de zile va crește de la 1000 la 1500 de kilowatt-oră. Nicolae Ciucă a precizat că s-a decis și că toate facturile emise greșit, peste un milion la număr, să fie stornate și retrimise fără ca oamenii să fie debranșați sau să plătească penalități.